Vitul de astăzi va fi un pic mai scurt pentru că sunt puțin răcit și sper să mă fac cât de cât auzit și aș vrea să vă răspund la câteva întrebări. Aș vrea să încep cu modificările omologate, neomologate. Am văzut acolo o mie și una de întrebări. O să vă răspund invers. În loc de am voie cu sau n-am voie cu, o să vă spun eu direct cu ce aveți voie. Roți, jante, trebuie să fie dimensiunile pe care le aveți în carte. Cu slicuri nu aveți voie, semi-slicuri nu aveți voie. Cu jante, nu știu, concave, nu e o problemă, atâta timp cât se respectă dimensiunile pe care le ai în carte la anvelope, le poți pune pe orice tip de jantă dacă încape pe etrier. Sunt și jante care nu oferă suficient spațiu ca să încape etrierul și atunci normal nu le poți folosi. Legat de vopsea, am primit multe întrebări, inclusiv pe Patreon. Dacă am lovit mașina și am un element de culoare verde, roșie, neagră, poți să iei ITP-ul, poți să mergi la RAR fără probleme dacă tu în carte ai mașina trecută, ai acolo culoarea trecută negru și tu o lovești și pui o aripă roșie sau îi faci plafonul roșu sau îi faci portbagajul roșu. Nu trebuie mers la RAR sau nu trebuie trecut în carte altă culoare și treci ITP-ul pentru că în RNTR1 scrie foarte clar că treci ITP-ul atâta timp cât ai cel puțin 50% din culoarea trecută în CIV. Adică dacă mașina mea este neagră și am plafonul roșu, capota roșie și atât, dau un exemplu, suprafața adunată de elementele roșii nu depășesc 50% din suprafața mașinii și atunci treci ITP-ul. Mai sunt combinații de culori, cum sunt de exemplu la taxi, au gri-galben. Deci au în carte direct gri-galben. Mai sunt combinații de culori, am văzut că se practică la firmele care fac detailing, colantează, au acel efect camuflaj. Am voie cu vopsea camuflaj pe stradă? Ai voie cu acel stil camuflaj, dar trebuie trecut multicolor în carte. Dacă ai voie cu soft la mașină? Teoretic nu, practic da. Dacă te duci la ITP, ai un stage 1 făcut la o mașină pe benzină. Îți iese la noxe. Nu scoate flăcări, nu dă rateuri, nu e gălăgioasă. Trece la noxe fără probleme, trece ITP-ul fără probleme, pentru că nu-ți măsoară nimeni puterea la ITP. Unii dintre voi m-ați întrebat dacă eu măsor puterea la ITP, văzând că am un stand acolo cu role. Acest stand este pentru verificarea frânelor și a performanței sistemului de frânare, nu pentru măsurarea puterii. Aia se face pe un dyno și Râmnicu Vâlcea, de exemplu, nu cred că există așa ceva. Probabil doar în București, în Cluj, în Oradea, în alte orașe mai mari, mai dezvoltate. Dar nu, la ITP nu măsurăm puterea pe dyno, doar verificăm frânele. Ai voie cu soft? Teoretic nu, practic da. Dacă îți scoate fum excesiv, nu vei trece testul de noxe. Soft la DPF sau EGR nu avem voie, bineînțeles, cu toate că eu nu măsor emisiile de oxizi de azot. Deci dacă cineva își face EGR off, eu nu pot depista. Alte întrebări. Salut, de ce trebuie schimbate ambele arcuri dacă unul a fost rupt? Păi hai să ne gândim logic. Ai două arcuri care au mers pe mașina aia cel puțin 100.000 de kilometri. Au acel metal al arcului, a fost supus la mult stres. Nu mai are aceleași proprietăți. Unul s-a rupt, unul încă nu s-a rupt. Se va rupe și ăla cândva. Dar el nu mai are aceleași proprietăți ca atunci când a fost nou. Și tu pui un arc nou, da? Arcul nou are alte proprietăți. Mașina ta va sta așa, într-o parte. Se recomandă schimbarea ambelor arcuri și ambelor amortizoare pe o punte ca să fie mașina echilibrată. Deci se recomandă când schimbăm un arc sau un telescop, un amortizor, să se facă pe ambele părți, stânga-dreapta, pe aceeași punte. Dacă s-a rupt un arc, nu trebuie să le schimbe toată mașina, dar pe aceeași punte trebuie neapărat obligatoriu ambele. Altfel nu vei primi garanție la montaj și îți pui și viața în pericol. Un top cu SUV-uri sub 5.000 de euro. O să fac mai multe topuri și cu SUV-uri și cu decapotabile și cu mașini la 20.000 de euro SH și cu mașini la 20.000 de euro sau până în 20.000 de euro noi nouțe. Anul ăsta o să pun multe topuri, dar totuși încerc să le pun mai răsfirat, adică nu o să fac acum 30 de video numai cu topuri. O să pun, nu știu, unul pe săptămână, o să pun câte un top nou și o să le grupez și în playlist-uri. Așa că o să aveți la ce să vă uitați în cazul în care vreți să vă cumpărați o mașină SH. Aș vrea să lămuresc ceva legat de diferențiale, iarăși. Am văzut multe întrebări și multe răspunsuri care sunt eronate. E adevărat că Subaru folosește și el torsen, la fel ca și Audi, dar nu la toate
Modelele. Audi folosește Torsen pe modelele care au 4 de la 4 în sus până la Q7. Și nu toate, acum au băgat 4 Ultra, unele au un Haldex îmbunătățit. Deci doar câteva modele mai au acel Torsen. Cu toate astea, Torsen este de fapt un diferențial cu alunecare limitată. Eu la Subaru meu nu am Torsen. Am un diferențial central, am un diferențial standard deschis pe față, nu LSD. Am un diferențial standard deschis pe spate. Toată treaba stă în diferențialul central care are un LSD viscos, este în ulei. Cu toate astea, eu nu am Torsen pe modelul meu de Impreza. Singurul Subaru care vine cu Torsen este VRX STI. Are Torsen pe spate, LSD, are un diferențial central care poate fi manipulat. Poți să-ți ajustezi tracțiunea cum vrei tu, până la o anumită marjă, valoare. Și ai un diferențial LSD helical sau și mai ai un diferențial LSD helical pe față. Deci ăla vine cu Torsen VRX STI și este o bestie. Să ai două diferențiale cu alunecare limitată pe două punți diferite și sunt diferențiale diferite. Dar Audi folosește Torsen, un singur Torsen și nu pe toate modelele. Și per total e mai bun Subaru pe tracțiune decât Audi. Mulți zic același lucru. Nu este același lucru. Asta am vrut să spun. Ce părere am despre Alfa Romeo? Niciuna, sincer. N-au prea fost mașini multe în servis, Alfa Romeo, nici nu sunt foarte populare, dar din câte am citit, așa, Consumer Reports, sunt slabe. Adică toată lumea știe că Alfa Romeo sunt nefiabile și nu cred că am puterea să certific asta pentru că nu... N-am întâlnit. Chiar n-am întâlnit. E frumoasă Giulietta, e frumoasă Giulia, mai ales cu motorul făcut împreună cu Ferrari, de 500 de cai putere. Arată bine. Na, nu știu, n-am auzit nici, cel puțin în serviciu unde lucrez eu, n-am auzit nici lucruri rele, nici lucruri bune, deci nu pot să-mi dau cu părerea. Ce înseamnă frână de motor și cum se aplică? Eu sunt începător, îți urmăresc videourile, ok. Frâna de motor ar fi puțin mai mult de discutat despre ea, o să fac un video dedicat. Am văzut de mai multe ori această întrebare. Frâna de motor înseamnă că te înfrânează transmisia și motorul. În frână de motor, injectoarele sunt decuplate, complet sau aproape complet și înseamnă că te va înfrâna compresia motorului. Te înfrânează compresia, te înfrânează transmisia. De asta atunci când bagi în treapta a treia, ai 4000 de rotații pe minut, îi ceri pe accelerație și începi să încetinești. Și ai consumul minim, aproape de 0, 0,000, în bord apare 0,0 și mie îmi place să tind, să cred că e tot 0. În realitate este 0, foarte puțin, dar e 0. Scurt, e zero. Și ajută. Ajută foarte mult, dar are și niște dezavantaje și mai multe detalii într-un video dedicat despre frâna de motor. E bine de punctat asta. De ce n-am spus nimic de Mazda MX-5 în topul de 10.000 de euro mașini sport? Pentru că Mazda MX-5 este o mașină decapotabilă cu două locuri, cu propulsie. Este într-adevăr o mașină sport interesantă, dar cred că se încadrează mai bine în alt top, spre exemplu mașini cu propulsie sau mașini decapotabile, sau mașini cu două locuri. În topul pe care l-am făcut acum cu mașinile sport la 10.000 de euro au fost mașini 2 uși, 4 uși, dar măcar au 4 locuri, cutie manuală sau automată, capacitate între 1.6 și 2.5, aspirate sau supraalimentate. Nu am folosit, a fost E90 cu motor de 3 litri, dar în afară de asta n-am folosit roadstere. Adică dacă aș fi fost MX-5 ar fi fost singura mașină roadster. Despre asta o să vorbesc iarăși în alt videoclip. Luminile de drum, fază lungă, se pot regla. Eu când fac reglajul de faruri, reglez automat și faza lungă și faza scurtă. Poți regla farul dacă vrei, în mod manual, în funcție de faza scurtă sau în funcție de faza lungă. Fasciculul trebuie să fie concentric la faza lungă atunci când... Dar se poate și el puțin regla, în limita bunului simț. De obicei, reglajele, eu cel puțin le fac în funcție de faza scurtă, pentru că atunci când folosești faza scurtă, o folosești și cu ceilalți participanți la trafic, când folosești faza lungă, o folosești doar să vezi tu. Și automat trebuie să alternezi între faza scurtă și faza lungă atunci când îți vine o mașină din față. Faza lungă, dacă chiar e necesar, poți să bată și un pic mai sus decât e permis, pentru că nu e o problemă, numai să vezi tu perfect. E mai important să reglezi faza scurtă decât cea lungă. Cu toate astea, ele se reglează simultan și poți regla farurile și în funcție de faza lungă.
Deci da, se pot regla. Care motor rezistă mai mult în timp, diesel sau benzină? Din păcate, rezistă mai mulți kilometri în timp, în medie, un motor diesel decât unul pe benzină. Motorina este mai uleioasă, benzina este mai uscată, se ard mai repede segmenții la un motor pe benzină decât la unul diesel, dar la diesel este întreținerea mult mai scumpă. Dacă s-ar face întreținerea ca la carte, se schimb la timp uleiul, garniturile, bujiile, turbosuflanta, filtrul de particule, deci să nu lași motorul să sufere în niciun fel, un motor diesel ar rezista, cred că, de două ori mai mult decât unul pe benzină. Nu este o regulă, este ceea ce am observat în service. Și având în vedere că motorina oferă puțină ungere, mai multă decât benzina, ajută motorul să reziste mai mult în timp. Sunt puține motoare pe benzină care depășesc pragul de 1 milion de kilometri, în schimb am văzut, chiar în realitate am văzut motoare diesel care au depășit pragul de 1 milion de kilometri. Sunt și excepții, dar vorbesc la general. O să mai răspund și la alte întrebări, în special la cele care au foarte multe like-uri. O să le răspund sub formă de video, pentru că îmi dau seama că sunt mai mulți interesați. Vor urma mai multe topuri, vor urma multe surprize. Am anunțat pe Patreon despre o mică surpriză, am făcut acolo un mic anunț. În cazul în care vreți să-l vedeți, vă invit pe Patreon. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video!